Lydia, cu greu reținându-și lacrimile, a înșelat-o din nou pe tânara asistentă medicală Anastasia și a dat impresia că a înghițit pastila. Acest lucru ar fi putut părea ciudat dacă Lydia ar fi fost internată într-un spital obișnuit și s-ar fi dat o pastilă de tuse. Dar acesta este un spital psihiatric și pastilele pe care îi le dau tinerei femei nu sunt la fel de inofensive pe cât par. Lydia se temea cel mai mult de controlele medicale zilnice ale salilor în prezent, se afla în sala de terapie generală, dar tremura ca un foișor, în cazul în care va auzi vreodată de la medic cuvintele, haideți, scump, avem ceva de vorbit. După aceste cuvinte, pacienții nu se mai întorceau în sala de terapie generală. Se spunea că erau declarați bolnavi mental și se aflau deja în alte săli, sub supravegherea strictă a medicilor. Și numai Dumnezeu știe cu ce metode îi tratau. Lydia se afla într-o stare de depresie groaznică, dar își dădea seama clar unde se află. De aceea știa că aici trebuie să fie calmă și echilibrată, altfel orice depresie poate fi confundată cu o boală mentală. Numai noaptea, rămasă singură cu perna, își dădea frâu liber lacrimilor. Lydia nu înțelegea ce s-a întâmplat și de ce se afla acolo. La urma urmei, ea era o tânără femeie de afaceri educată și de succes. Cu câțiva ani în urmă, Lidie i-a fost transmisă prin moștenire de la tatăl ei o mică companie de vânzare de proprietăți imobiliare. La început, i-a fost greu să înțeleagă ce se întâmplă, deoarece tatăl ei a plecat brusc, fără să o introducă pe fiică în cursurile de lucru. Datorită minții sale ascuțite și cunoștințelor, i-a trebuit un timp scurt pentru a se descurca. În plus, Lydia a cunoscut în curând un tânăr la fel de inteligent și educat ca ea, pe nume Andrei. El nu era antreprenor, dar câștiga bine și se considera materialmente asigurat. Tinerii au decis să dezvolte afacerea împreună. Se pare că le-a fost favorabilă o stea norocoasă. În curând, mica firmă s-a transformat într-o companie serioasă pe piața imobiliară. La fel ca firma. Veniturile noilor antreprenori au crescut. Au fost nebuni de fericiți când au câștigat primul lor milion. Totul mergea bine, iar situația a devenit și mai bună atunci când Lydia și Andrei au realizat că sunt mai mult decât parteneri de afaceri. Simpata reciprocă s-a transformat în dragoste și tinerii s-au căsătorit. În prezent, aflându-se în spitalul de psihiatrie, Lydia a privit din nou la viața ei. Poate că dragostea a fost doar din partea mea, s-a speriat Lidia. Pentru Andrei, acesta nu este altceva decât o ofertă comercială obișnuită. Cât de dureros și înfricoșător este că ea a realizat asta doar acum. Și atunci Lidia a zburat de la fericirea personală care i-a căzut asupra ei și de la succesele uluitoare în afaceri. Dar norocul este o doamnă capricioasă. Când situația de pe piața imobiliară s-a deteriorat, firma a suferit imediat, comenzile au fost anulate una câte una. Lydia a fost foarte îngrijorată și nu a găsit un loc pentru ea însă și. Andrei a sugerat să-și îmbunătățească nervii Lidiei cu antidepresive. Au acționat asupra ei relaxant și au deconectat-o temporar de la probleme. Odată, după ce a luat un alt antidepresiv, Lidia a căzut într-un somn profund, iar ea s-a trezit deja într-o cameră de spital de psihiatrie. Ea a încercat în zadar să-și sune soțul, dar telefonul nu a răspuns. Doar mai târziu, Andrei a făcut o favoare și a trimis un mesaj SMS, dragă, nu te îngrijora. Am plecat din oraș pentru câteva zile pentru afacerile companiei. Voi reveni curând. Ascultă, în această spital, unde te afli acum, există proceduri excelente pentru a calma nervii. Treci câteva zile fără mine. Procedurile vor fi benefice pentru tine. Și voi veni, te voi lua. Acesta a fost primul și ultimul mesaj de la soțul ei. De atunci au trecut o lună. O lună întreagă de necunoscut, frică și neînțelegere. Lydia a fost chinuită de o insomnie teribilă. Ea nu mai avea nicio îndoială că această noapte nu va fi o excepție. Femeia a pierdut numărul când a uitat într-un vis rupt. Lidia s-a trezit din cauza unui șoc brusc în lateral și a râsului sălbatic. A deschis ochii și s-a cutremurat. Un chip s-a plecat peste ea, care a pierdut deja toată feminitatea, cu ochi nebuni și dinți cariați în gură. Lydia a strigat cu toată puterea ei când mâinile acestei persoane s-au întins spre fața ei. Deodată, o femeie în vârstă a sărit de pe patul vecin și a alergat în ajutorul Lidiei s-a apropiat și, fără să spună o vorbă, s-a atins de ofensatorul Lidiei. A scuturat ușor de umăr. Ea a tăcut imediat, ca prin magie, și s-a târât încet pe patul ei. Mulțumesc! A putut doar să șoptească Lidia. Și apoi, cu o voce tremurată, a adăugat, cum vă numiți? Femeia a privit-o cu o privire tristă și deznădăjduită și a spus, speranță. Auzisem expresia asta, nu crede, nu te teme, nu ruga. Așa este acum pentru tine. Trebuie, trebuie să mă adun forțele, altfel voi nebuni cu adevărat, și-a repetat Lydia din nou și din nou. Dar, din păcate, aceasta nu a fost toată agitația care a așteptat-o pe Lydia în ziua aceea fatală. Cea mai mare durere se întuneca deja ca o ceață neagră deasupra capului și era pe cale să se prăbușească. Întorcându-se din sala de mese, Lidia a observat la capătul coridorului un siluetă familiară. O emoție și o bucurie nebune au luat-o în stăpânire. Privind mai atent, ea a recunoscut-o pe soțul ei, Andrei, Andrei. A strigat Lidia. Dar bărbatul era prea departe de ea ca să o audă și în aceeași secundă s-a ascuns în spatele ușii cabinetului șefului departamentului, Petru Antonovici. Liza nu s-a speriat, i-a și-a dat cuvântul că nu va intra în panică. Așa că să fie așa. I-a mers bine, din fericire. Secretara șefului nu era prezentă în acel moment și Lydia s-a agățat de ușa care se deschidea întâmplător. Ceea ce a auzit a făcut-o să tremure și să o șocheze până la adâncini sufletești. Nu înțeleg de ce vă plătesc atât de mulți bani dacă nu îndepliniți cerințele mele. A trecut deja o lună întreagă și încă nimic, striga Andrei, fără să se ferească de expresii. Petru Antonovici s-a încordat ca un iepure prins în capcană și în primele secunde nu a putut spune nimic. Ce taceți? Răspundeți imediat. Se înfierbânta tot mai mult Andrei, neacceptând niciun refuz. Andrei Urievici, soția dumneavoastră este o persoană sănătoasă mental și nu am dreptul să o rețin în spital cu atât mai mult să-i dau medicamente puternice, a obiectat brusc medicul, el însuși nu așteptându-și o asemenea curaj. Așa că așa vorbești. Adică, nu te-ai sfit să iei bani, dar când vine vorba de a-ți îndeplini obligațiile, te ascunzi în tufișuri, șuieră de furie Andrei. Și apoi, înmurindu-se, a adăugat, aveți și dumneavoastră un copil bolnav, are nevoie de operații costisitoare în străinătate. Iar propunerea mea vă vine la îndemână. Decideți! La menționarea copilului, la ochii șefului au apărut lacrimi. De fapt, avea un fiu bolnav, pentru care ar face orice. Bine, voi încerca să vă ajut, a spus Petru Antonovici. Încercați, a răspuns Andrei brusc și s-a îndreptat spre ieșire. Lydia abia a reușit să se ascundă în spatele ușii, pentru a nu ieși în cale soțului ei. Lacrimii îi sufocau și nu-i dădeau voie să respire liniștit. Andrei m-a trădat din cauza banilor. Cum a putut? Bubuia în cap. De la această gândire, Lidiei i s-a făcut cu adevărat frică. Intuiția femeii nu a înșelat-o. Andrei s-a dovedit a fi un trădător. A crescut într-o familie săracă, dar datorită eforturilor sale și dorinței de a câștiga, a realizat multe dar acest lucru nu i s-a părut clar insuficient. Întâlnirea cu Lydia, proprietara unei afaceri profitabile, a fost pentru el o șansă strălucitoare de a ajunge la bani grei. S-a căsătorit din interes și știa că acest interes este corect. La comia și setea de bani au distrus treptat cele mai bune calități umane din el. I-a fost puțină jumătate din afacere, ca partener, voia să obțină totul și nimic mai puțin. A început să-și rotească în cap idei despre cum să scape de soție. Nimic mai bun decât să o bage pe Lydia într-un spital de psihiatrie, creierul său nu a putut inventa. Andrei se străduia ca medicii să ia o decizie cu privire la prezența unei boli mintale la Lydia. Acest lucru i-ar da dreptul legal de a-și declara soția cu capacitate de pline și de a o îndepărta de afaceri. De la ceea ce a auzit, Lydia s-a ținut cu greu pe picioare când s-a întors în cameră. În primele ore, nu putea să creadă trădarea soțului ei, iar când conștientizarea minciunii groaznice i-a venit la ea, s-a simțit ca ușoare ce prins într-o capcană. Nu pot scăpa de aici, nu pot scăpa. Gemia în liniște Lydia noaptea. În capii se învârteau gânduri diferite, inclusiv despre un rezultat letal, dar ceva a oprit-o de la acest pas necugetat. A doua zi, starea morală deja groaznică a femeii s-a înrăutățit și mai mult. Dimineața, toți pacienții au tresărit când au aflat că asistenta medicală bună Anastasia a demisionat. La locul ei a venit o altă, Tatiana, complet opusul Anastasia. În câteva zile, toată lumea a aflat ce fel de persoană este. Frigidă, strictă, obsedată de program. Tatiana mai mult se cu o supraveghetoare de pe pușcărie. Noua asistentă medicală nu putea fi păcălită cu administrarea de medicamente, așa cum făcea Lydia cu Anastasia. Atentă Tatiana controla personal procesul și nu dădea nicio șansă de a scăpa. După o altă doză de medicamente, Lidia i s-a făcut rău. Abia a alergat până la toaletă. A doua zi s-a repetat același lucru. Curând, Lydia a înțeles că este însărcinată. Cândva, evenimentul mult așteptat, nașterea unui copil, acum s-a transformat pentru femeie într-o tragedie. Neputând să mai suporte astfel de chinuri sufletești, Lydia i-a povestit despre ele singurei persoane cu care cel puțin a schimbat câteva cuvinte, Nadia. Acea femeie care a ajutat-o să se apere de mâinile vecinei ei de cameră, psihic agresivă. Nadia a continuat să o privească cu aceeași privire tristă, sortită. Pe fața ei nu a apărut nicio umbră de surpriză, nici de compasiune. După o lungă pauză, ea a spus în cele din urmă: „Nu te aștepta să te fi impresionat cu povestea ta. Aici aproape toată lumea este ca tine, rareori cineva trăiește în mod voluntar într-o astfel de instituție. Pe tine te-a aruncat aici soțul, pe mine copii.” pur și simplu m-au dat afară din apartament. Nici măcar nu m-au dus la un cămin de bătrâni, au spus că costă prea mult să mă întrețină. Lydia o privea uluită pe Nadia. În capul ei nu se potrivea cum poate întâmpla așa ceva cu o mamă și copiii ei. Și ce? Nu ați făcut nimic? Ați acceptat pur și simplu? A întrebat ea pe Nadia. Femeia a tresărit, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un vis. Și ce? Ce pot să schimb dacă copiii mei nu au nevoie de mine? Am înghițit ofensa ca o pastilă și uite, așa trăiesc aici, cât îmi va da Dumnezeu. În aer a mai rămas o pauză, ca și cum Nadia ar fi fost concentrată pe ceva. Apoi, cu o voce stinsă, a adăugat, dar tu nu poți rămâne aici, tu porți un copil în pântece. Sănătatea ta, și de cea copilului, este pe primul loc. Iată ce, ascult aici, a spus Nadia, aplecându-se la urechea Lidiei, eu am lucrat toată viața ca electrician. Mâine, mai aproape de noapte, voi face un scurt circuit aici. Se va stinge lumina și, în toată agitația generală, vei fugi. Știu unde este ieșire neagră, pe unde uneori se plimbă angajații spitalului. Am un mic lanternă, ți-o voi da. Lydia o privea pe femeie cu un ochi speriat, cu ochii larg deschiși ca farfuriile, și pentru câteva secunde chiar a rămas fără cuvinte. Ce faci ochii mari? A certat-o Nadia, alt șansă să scăpați nu veți avea. Soțul tău, se pare, te-a decis să te țin aici pentru totdeauna. Menționarea soțului a durut-o pe Lydia. El a provocat o rană imensă în inimă, care cu greu se va vindeca. Dar ea nu mai are dreptul să se compatimească și trebuie să se gândească la copil. Iar pentru a salva copilul, toate mijloacele sunt bune, chiar și o astfel de aventură pe care o propune Nadia. Sunt de acord să risc, a șoptit nesigur Lydia, dar dacă. Nadia a întrerupt brusc, ce-ar fi dacă nu se va întâmpla, dacă vei fi cât mai organizată și ordonată? iar cel mai important, încetează să te plângi. Te-ai înmuiat ca o cârpă, scutură-te. Tocmai asta încerca să facă în fiecare zi Lidia. Dar nu reușea să se scuture, poate că acum va reuși. Nadia, dar ușa din spate nu poate fi închisă. Și unde mă voi duce eu apoi, după ce fug? Îmi este foarte frică să mă întorc la soțul meu. Femeia a zâmbit dezvăluind o serie de dinți calbeni, Iată, în sfârșit începi să gândești logic. Ușa din spate va fi deschisă, asta mă angajez eu să fac. Iar în libertate nu îți promit apartamente regale, dar există o opțiune. Într-un sat din apropierea orașului, în pădure, există o căsuță a unui cioban, pe care îl cheamă Moș Mitică. Este un om cu sufletul cel mai bun. Mă cunoștea pe mine înainte. La el te vei duce. Iar ce va fi apoi, e voia lui Dumnezeu, trăim și vedem. Lidia a privit-o cu recunoștință pe Nadia, strângându-i mâna în a ei. Mulțumesc, te voi ruga toată viața, a șoptit Lidia. Nu, nu mă înmormânta încă. Voi mai trăi, voi mai călca. Poate că ne vom mai vedea vreodată, a răspuns femeia. Lydia se simțea groaznic în interior, dar încerca cu toate puterile să nu-și arate emoțiile. Planul Nadiei a funcționat. În timpul generalului haos al personalului, când s-a stins lumina în întreaga spital, Lydia s-a repezit spre ușa din spate, luminând calea cu lumina slabă a lanternei. După ce a coborât scările, s-a strecurat spre ușa spre stradă prin grămezi de cutii și niște lucruri inutile, aruncate aici fără niciun motiv. Ieșind afară, Lidia a fugit, oricum ar fi, doar să se îndepărteze de acest loc. Abia după două străzi s-a oprit, cu greu reușind să-și tragă sufletul. Cu a inspirat aerul rece al nopții de toamnă. Deoarece aproape o lună și jumătate nu fusese afară. Și ca un deținut a ieșit din închisoare. Degetele au atins accidental în buzunar o bancnotă de 500 de ruble și puțină monedă. Cu groază, ea înțeles că acestea erau singurele ei bani. În spital, Lydia nu se gândise la bani. Și abia acum i-a venit ideea că soțul ei îi luase cardurile bancare și pașaportul. Femeia s-a așezat absent pe o bancă din apropiere, în parc, și și-a prins capul în mâini. În cine se transformase? Dintr-o femeie de afaceri bogată, într-o fugea din azilul de nebuni, o femeie însărcinată săracă care se zguduia de frică la fiecare sunet puternic. Lydia se gândea cu disperare ce să facă. Groaznica ieșirea lui Andrei a speriat-o atât de tare, încât nici nu se gândea să se întoarcă la el, temându-se să nu-și facă rău și mai mult ei și copilului. Lydia nu avea unde să meargă. Atunci i-au venit în minte cuvintele Nadiei despre moș mitică din satul din apropierea orașului. Dar fără pașaport nu va putea cumpăra un bilet de tren. Aerul nocturn, care la început i s-a părut Lidiei o adiere plăcută, s-a transformat într-un vânt pătrunzător și ea a tremurat ca un aspen. Neputând să mai stea pe stradă, Lidia a intrat în scara unui bloc de locuințe, după un locuitor care se întorcea târziu. A petrecut restul nopții lângă fereastră, pe scară, plângând de disperare și neputință. Dimineața, Învinând durerea de cap și sentimentul de foame, s-a târât la gară. A reușit să prindă un taxi, al cărui șofer a acceptat să o ducă până la sat pentru banii rămași. Bărbatul s-a dovedit a fi o persoană deosebit de binevoitoare. Văzând cu ce poftă Lydia se uită la pachetul de pe bancheta din spate, din care se auzea mirosul mâncării, el i-a oferit niște sandvișuri. Cu fruntea lipită de geamul mașinii, Lydia se gândea la viața ei, care se prăbușise ca un castel de cărți. Incertitudinile o speriau, ea se afla în captivitatea circumstanțelor din care nu putea ieși singură. Dar se pare că Dumnezeu a avut milă de ea, văzându-i suferințele. Moș mitică, despre care vorbea Nadia, s-a dovedit într-adevăr a fi o persoană foarte bună. Bunătatea Lidiei a observat-o imediat, de îndată ce, după lungi căutări, a bătut la mica casa ciobanului. Bună ziua, dacă ai venit cu intenții bune. Tu cine ești, fată, ești? A întrebat cu bâlândețe bunicul. Povestea Lidiei l-a zguduit pe bunic până în adâncul sufletului. Da, a rostit el cu sens, a îndurat multe, puiule. Rămâi să locuiești la mine. Nu am pe nimeni. Doi fii mi-au căzut în punctul fierbinte nepoți nu au lăsat. Iar tu îmi vei fi și fică și nepoată în același timp, și mai va veni și nepotul. Vom trăi. Inima Lidiei s-a topit de la un astfel de primire sufletească. Deodată i-a venit în minte copilăria și vacanțele la țară la bunica. Râul care strălucea la soare, pădurea, unde mergeau să culeagă ciuperci și fructe de pădure, și plăcintele bunicii cu merișoare, mai bune decât orice altceva din lume. Moșule mitică, bine. Mă voi duce la tine, dacă nu te voi deranja. Numai că mie curând o să-mi vină nașterea, iar la spital cum vom ajunge? Întorcându-se din copilărie la realitate, a întrebat Lydia. Sigur, Lidia. Noi nu în pădurea desprinsă trăim. Până la sat e o palmă. Iar acolo și spital, și magazine, și farmacie tot ce îți poftește sufletul. Chiar și un loc de muncă se va găsi pentru tine. La poștă e un post, eu cu Tamara, directoarea poștei, o să vorbesc despre tine. Pașaportul ți-l vom redobândi. La noi, desigur, milioane nu vei câștiga, ca pe vremurile aveai, dar se poate trăi. Așa că mergi la poștă? Mă duc, zâng Lidia pentru prima dată în ultimii doi ani, a simțit un val de forță și dorința de a trăi. Bine, a spus bunicul. Eu sunt șeful vânătorii aici de 40 de ani. Am grijă de pădure și nu dau drumul braconierilor. Nu crede că e ceva rău, a spus bunicul, observând uimirea în ochii Lidiei când a văzut pușca din colț. E doar așa, să sperie. Așa a curs viața Lidiei în sat, liniștită și simplă. Își înțelegeau reciproc cu bunicul cu jumătate de gură, cu jumătate de privire. Lydia nici nu a observat cum au trecut cinci ani. Matei, puștiule, e încă prea devreme să mergi cu bunicul în pădure, i-a spus ea fiului ei de patru ani, când acesta l-a tras pe bunic de mânecă în direcția pădurii. Da, Matei, mama are dreptate. Când vei crește puțin, Vom merge împreună să inspectăm ținuturile pădurii. Mă voi plimba să văd cum se descurcă Molis și mestecenii mei. Mă întorc la prânz, Lydia, ca de obicei, a promis bunicul. Nu a putut sta acasă, în ciuda zilei libere, fără să-și verifice copiii, cum îi numea el cu afecțiune. Fiecare copac pentru el, fiecare animal, era ca un membru al familiei. Nu a trecut nicio oră când Lydia a tresărit la auzul unui zgomot puternic. A realizat imediat că era un foc de armă. Arma care nu mai fusese folosită de atâta timp se trezea din nou. Lydia s-a speriat de-a binelea, inima i s-a oprit pentru o clipă și a început să bată nebunește. Matei, stai acasă, mă întorc imediat, a spus Lydia și a fugit spre pădure. Deodată, a văzut cum din desișul pădurii ieșea bunicul, iar bărbatul, sprijinindu-se de el, se deplasa cu greu, târându și după el o mână. Lydia a alergat la ei, oferindu-i bărbatului umărul ei. Sângele curgea în jet roșiatic pe piciorul lui. Nu știu cum s-a întâmplat. Probabil că pădurea mea nu-i place străinilor, a spus bunicul. S-a dovedit că bărbatul venise să vâneze, dar nu a fost așa simplu animalele păreau să simtă că ceva nu e în regulă. Unul dintre lupi, văzându-le cu pușca în mână, a ieșit pe potecă, încercând să-l atace pe la spate. Probabil că, la fel ca bunicul mitică, a vrut să-l sperie, dar nu a calculat bine și a lăsat o cicatrice pe picior nefericitului vânător. Fără să stea pe gânduri, bunicul a tras în aer, forțând astfel pe lup să plece. Și permisul de vânătoare îl ai? a întrebat bunicul oaspetele neașteptat. Am, am urmăit bărbatul, clătinându-se de durere. Aveai, zici, a repetat nemulțumit bunicul. În pădurea mea nu are loc moartea și nu voi permite să ucizi animale, chiar dacă ai o hârtie. Probabil că ești un orășean, căci altfel nu știai asta. Cum te cheamă, totuși? Mihai, am venit să mă odihnesc în locurile voastre timp de trei zile, a răspuns bărbatul. Știi ce, Mihai, trebuie să mergi la spital, a spus bunicul, examinându-i rana. Mihai a petrecut într-adevăr acele trei zile odihnindu-se, dar doar pe patul de spital. Lydia l-a vizitat adesea, hrănindu-le cu supă delicioasă și plăcinte aromate. Da, ce odihnă a fost, a spus Mihai cu un zâmbet. Era evident că Lidie îi plăcea Mihai. Și ea, spre surprinderea ei, nu respingea atențiile pe care îi le arăta el. Bărbatul i-a povestit că era văduv de doi ani, că avea o mică afacere de producție și vânzare de mobilă și că, în timpul liber, se implica în voluntariat. În ultima zi petrecută în spital, Mihai a propus Lidiei să se mute în oraș, pe postul de asistentă. La menționarea afacerii, Lydia și-a amintit cu spaimă de Andrei, această dungă neagră din viața ei. I-a părut rău chiar și pentru afacerea profitabilă pe care i-o furase, dar mai mult pentru sănătatea ei, zdruncinată de durere și suferință pe care i le provocase. Lydia nici măcar nu bănuia ce a făcut Andrei când ea a fugit din spitalul de psihiatrie. La șase luni, Bărbatul a declarat-o pe Lydia dispărută, a divorțat și a mutat afacerea în străinătate, la sfatul partenerului său. De atunci, Lydia nu s-a mai gândit la bărbați deloc, crezând că singurii oameni pe care îi iubește sunt bunicul Mite și fiul ei, Matei. Dar Mihai, cu atitudinea sa plină de grijă, a reușit să ajungă la inima ei. Iar ea a slăbit. Când Lydia, după o lună, a luat în sfârșit decizia de a merge în oraș. Cel mai greu pentru ea a fost să-i spună bunicului Mite. El înțelegea cu mintea că Lydia este încă o femeie tânără și că trebuie să-și organizeze viața personală. Dar inima bătrânului striga, nu. Iarăși singurătate, pe care nu o voi mai putea suporta. Dar Lydia l-a liniștit pe bunic, spunându-i că vor veni la el în fiecare weekend și de sărbători cu toată familia. Și așa și-a ținut promisiunea. De atunci au trecut zece ani. Lydia este fericită în căsătorie cu Mihai. Acum cinci ani, în familia lor a avut loc o completare. Acum sunt patru. Lydia și Mihai au avut o fică pe nume Maria. Bunicul Mite a împlinit recent 80 de ani, dar nu a vrut cu niciun chip să părăsească locul natal și să se mute în oraș. Cum vor fi animalele și copacii fără mine? Nu. Cât timp mă mai țin picioarele, voi trăi aici. Iar când nu voi mai putea merge, atunci pot muri, repeta bunicul. Afacerea de familie mergea bine, deși nu aducea venituri de milioane, ca afacerea tatălui Lidiei, de mulți ani în urmă. Lidia nu se mai simțea o femeie de afaceri, dar a primit cel mai important statut pentru ea, acela de mamă grijulie și soție. Nu mai ducea, ca înainte. Toată afacerea pe umeri, dar voluntariatul, la care Mihai nu înceta să se implice, era elementul ei natural. Foarte des hrăneau pe gratis cu mâncare caldă pe cei săraci neajutorați. Astăzi, ziua de ajutorare caritabilă a fost la fel ca toate cele anterioare. Când Lydia servia mâncarea, o copăleșea un sentiment de compasiune față de oamenii care, din voia sorții, se aflau la fund, la fel ca ea însă și odată cei suferinzi o priveau cu recunoștință. Deodată, la servirea unei noi porții de mâncare, Lydia a tresărit din tot corpul, ca și cum ar fi fost străpunsă de un curent electric. A văzut ochii atât de familiari. Andrei. Era el. Dintr-un milionar îmbrăcat cu grijă, el s-a transformat într-un cerșetor bătrân și neîngrijit. Bărbatul s-a pierdut, a palit și a coborât vinovat ochii. După distribuirea hranei, Andrei s-a apropiat de Lidia. Era încordat și părea un animal speriat și timid. Cum ești?" A putut să spună doar Lidia. De fapt, nici nu era nevoie să pună o astfel de întrebare. După aspectul jalnic al lui Andrei, era clar că lucrurile nu îi mergeau prea bine. Eu." A instat bărbatul, așa a fost. Am pierdut totul." iartă-mă. Asta a fost tot ce a putut să spună. Mâinile și buzele inferioare îi se zguduiau. Din ochii ei erau pe cale să curgă lacrimi, dar făcea eforturi să le stăpânească. Lydia i-a luat mâna lui Andrei în a ei, ceea ce a ajutat puțin la relaxarea tensiunii sale interioare. Lydia înțelegea că nu putea să-și spună că l-a iertat pe fostul ei soț. Ea simțea altceva, o goliciune cauzată de trecutul ars, de parcă în sufletul și inima ei ar fi ars totul ce era legat de Andrei. O frământă o singură întrebare, să-i spună sau nu despre fiul lor, Matei. Nu s-a hotărât. Nu a spus nimic. Nu a vrut să-l lase din nou în viața ei, de teamă că i-ar distruge o a doua oară. Lydia doar a propus, vino aici pentru mâncare, cât vrei. Noi venim adesea aici. Andrei a dat doar din cap în tăcere. Se pare că, simțind că lacrimile îi copăleșesc, s-a întors brusc și a plecat. Andrei nu s-a mai întors niciodată acolo. Da, soarta a fost crudă cu el. Dar Lidia nu se bucura, nu triumfa, nu se delecta cu răzbunarea. Ea a simțit și mai puternic fericirea adevărată pe care a găsit-o și va face tot posibilul să nu o piardă niciodată. Iar această fericire este familia ei, mai valoroasă decât orice.